Uniunea Europeană renunță la acordul de vize cu Federația Rusă. Ministrii de externe ai statelor membre au ajuns la o înțelegere privind suspendarea totală a acordului deocamdată. Nu e clar care va fi mecanismul. Urmează totuși decizia finală și soluția Comisiei Europene. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat într-o conferință de presă că această decizie va reduce semnificativ numărul de noi vize emise de statele membre ale UE, având în vedere că procesul va deveni mai dificil și va dura mai mult. Decizia are ca scop să prevină practica de viza shopping folosită de ruși, care încearcă să intre mai ușor în UE prin statele membre cu reguli mai relaxate. The situation in the bordering countries is becoming challenging and we acknowledge that these countries can take measures at national level to restrict entry into the European Union through their borders, always in conformity with the European Union Schengen Border Code. Ministrul de externe al Cehiei, a cărui țară susține o interdicție totală a vizelor turistice pentru ruși, a declarat că vede în suspendarea acordului de facilitare a vizelor un pas important. Byla vydávána víza ve velmi zjednodušeném procesu, neověřovaly se některé kroky a tím pádem my máme evropskou schodu na tom, že Rusové přijdou o ty výhody, které plynuly z této facilitační smlouvy. A já bych chtěl říci, že ta facilitační smlouva má určité politické předpoklady pro to, aby existovala. Ten politický předpoklad je, že chceme vést přátelské vztahy. Ministru de externe al Ucrainii Dimitri Kuleba a explicat că interdicția vizilor pentru turiștii ruși și alte categorii va fi o reacție adecvată la războiul de agresiune cu caracter de genocid în inima Europei, susținut de o majoritate covârșitoare a cetățenilor ruși. Russians who support Putin, who like to wear a t-shirt with Z and go to Paris to shop at Lafayette, or to go to Berlin or somewhere else, doesn't make sense. I think it's an issue of self-respect for Europeans as well, that they do not allow the Russians to laugh at them and to exploit them. Like, okay, we do whatever we want, we still can travel and enjoy Europe. După decizia luată, ministrul adjunct de externe rus Alexandru Grușco a avertizat Uniunea Europeană și susține că nu va trece fără consecințe.